Da, îi spun acum. Vezi că colega noastră de 70 de ani de la YouTube ne spune care și următorul film de la Urzeala Tronurilor. Îi dăm drumul acum? Da, mă, la Urzeala Tronurilor. Așa e? Da. Jon Snow reînvie? No, nothing Jon Snow. L-a luat de cap. Da, e figură Muzaro. Ești posedat de haioșenie. Ce-ai zis, mă? Posedat de haioșenie. Hai. Acum, serios vorbind, ești foarte bun pentru vârsta ta. Foarte bun pentru vârsta ta. Ai grijă? Ai grijă? Ai grijă, ai grijă. Ține la mama, ține mama. S-a zis că asta face. S-a zis. Are duce capul, știi despre ce repăi. Așa vede înapoi că vorbim de la... Dar părălează înapoi. Ca ritmică și ca împărțeală pe text a fost altceva în sfârșit. Îți plac balenele albastre? Sunt pe cale de dispariție. Pe bune? Da! Și noi avem una în juriu și nu ne bucurăm de ea. Deci, atent, hai. Pe cine alegi? Balena sau rechinul? Sau pisica de mare? Foca! Bine ai zis. Băi, mă nebunești, mă, copile. Foca îmi place și mie. Nu este da! Mulțumesc! Ai fost ce trebuie, ai haz, ai umor, ai prezență. Răspunsul meu e da! La mulți ani, bine vine la X-Factor, da, Alex Sorian! Trebuie da, mergem mai departe. E, Tridi, da, frate, dau cu pace. N-ai ce face, îmi place, te pun ca pe ace. Pa! Plec, acum plec, serios, da, plec.